Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din seara noastră de breasla haidușilor. Am mai lucrat puțin pe la piață și am zis să dăm un... Salut, Dark. Hello. Ce faci aici? Pur informații, te aștept în gură. Bun, fură, dar... Ai dat update la hartă? Nu. Păi și de ce-s drumuri? Era... Mă rog, smala vrusă. Nu știu. Era nămol, erau drumurile alea din pet. De ce? Cine? Mai e un partener de afacere, ai uitat? Mai e un notar pe aici, adică... Dar nu a mai fost participă la... Poate a fost, uite. Da, au angajat pe cineva să vină să schimbe harta, chestii, mai știi? Acum, dar să nu uite cât de șmecher arată în partea aia balonul lui Colpir. Mm-hmm. Cât de drăguț. Și uite aici, o pată adevărată. Uite cât de mult nu mai artist, fost. A unui artist, un artist, neînțeles. Uite la... Bă, dar e șmecher o corabie, chiar nu-mi place. Chiar îți dai seama că e o corabie. Da. Dar nu, uite, vezi, eu nu înțeleg cum poate să fie drumurile așa, da. Și totuși vezi semnul la redstone, alu Colpir, încă e pe jos. E pe jos. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici, adică semnul... Da, dar eu nu înțeleg că drumurile le-am făcut după ce am reparat semnul. E bar mai degrabă, zi. Așa, nu mai dăm update acolo, da? Așa rămâne. Deci mapa asta așa trebuie să rămână. Pentru că uite, e imposibil, da? Pentru că ăla deci... a fost reparat înainte de drumuri. Mm-hmm. Da, uite, totuși măcar o la Colpir acolo nu e. Da. Ce? Sau poate n-o lua cineva harta aia. Stai, dacă luăm... Da, mă, uite, o da cineva. Da, mă. Ce? Asta a fost ideea. O încărcat-o numai pe asta, știi? N-o încărcat-o și pe aia de sus. De asta, băi, băiatule. Ok, mă, păi da, și totuși nu se înțelege de ce sunt drumurile făcute pe restul. Mă rog. Păi da, l-am încărcat tot în afară de alea de sus. A, în afară de alul Colpir? Da, în afară de partea aia de sus. Știi că în partea aia de sus nu-i... Ce bine arată. Mișto. O, frumos. Ia uite, acum cu verde, cu tot ce trebuie. Și deci, cu drumul. Corabia asta lui Demi aia zburătoare cu sticlă și cu asta Demi, dacă nu știu, o arbaletă sau ceva. Să știi, dar aș zice că e un arc așa, un cap de pickex, dar partea asta nu-mi dau seama ce e cu ea. Bine, deja ne cam lungim, hai, bagă un somn, deja nimirăm la harta asta. N-am bat. Poftim, somn ușor. Bine. Da, și cam astea ar fi drumurile, plus un mic detaliu, Darcule, m-am folosit de ce ai zis tu, știi că te-am întrebat odată și dă și mie patura. Așa, mersi. Da, știi că nu l-am aranjat, dar poți să-l păstrezi așa. E ok. Te-am întrebat odată cum să fac gardurile astea și tu ai zis, bă, ar merge o combinație, să nu fie numai oak leaves. Și am zis, bă, ai dreptate. Și am făcut cu oak leaves și frunze de lemn alb. Frumos, arată bine. Arată... Da, bun, și avem și lumini și tot ce trebuie. A, da, și un lucru. Am luminat și zonele astea verzi, în mare parte, nu știu exact până unde. Dar văd că te-ai plictisit, adică nu zic, nu. Da, nu, dar am tot fost pe aici lumini, că n-am mai vrut creeper. Am zis, bă, dacă facem și drumurile și astea, hai să nu fie creeper pe aici. Numai că mai am de făcut niște pili. Și vreau să te întreb dacă putem face noi o mică manevră așa, să faci tu pinii ăștia. Că eu mai am de lucrat și pe la spawn mai mult. Așa. Să faci tu pinii ăștia și eu o să fac numai zonele verzi după. Cu fișuri și cu toate ce trebuie. Merge, îmi place cu sună combinația asta. Înțeleg că toate materialele sună foarte bine combinația asta. Perfect, și mai bine. Așa, perfect. Și bine, acum, ce drept dacă... și eu pot să fur de la spawn materiale, dacă e adică... Da. Nu, că am eu frunze la spawn, nu sunt frunze de sprus. Da. Sau îți dați puțin, oricum am acolo vreo două șucre. Și dacă tot ziceam noi de spawn, hai să închidem să nu știu omul că am fost pe aici. Dacă tot ziceam de spawn, vrei să muncitorim pe acolo? De fapt, să le arătăm la oameni ce ai mai... Da, hai în partea. Merge, hai acolo. N-am stare. De ce n-ai stare? Nu știu. Cumpără-ți dacă n-ai. Da. Nu despre asta era vorba, dacă tot uite câtă stare aici, are ursul ăla. Ce stare are? Tu vezi cât de cuminte este? Da. Păi, fii atent, dacă n-ai stare, hai în partea asta. Așa. Și știi că ai făcut tu mai multe turnuri. Așa, îmi aruc aminte. Ei bine, le-am cam unit pe toate. Până în partea asta. Și acum ar mai trebui numai designul de ziduri. N-avem, nu știu. Scump. Da. Când ajungem și acolo. Dar momentan, ia uite, dacă vii din partea asta, îs unite toate, mai lipsește puțin terraforming pe aici, pe acolo, la teren, dar în rest zidurile îs... Bă,
putem să lăsăm cum e sandul ăsta și cu asta, dacă la alea te referi cu terraforming. Aș mai ridica lăs... puțin, știi, nisipul ăla și... Vreau să l-aș așa. Prin partea asta... Ia uite, exact. Bine, pe aici nu prea ai cum să faci, să ridici, că... Nu. Da, nu, uite, exact aici zic. Vezi, acolo și... A, pe aici asta. Da. Da, de asta ziceam. Mai merge și cât de cât. Și am așa înțeles mai... că ați făcut voi ceva interioare, da, da, da. Ceva chestii. Hai, vină cu aici, vină cu aici, vină cu aici. Vezi aici, operă de ingineri artriști, cum vrei tu. Deci n-ai ingineri artriști și... Artriști și de toate. Deci, hai să... Hai, fă cu dreapta mai întâi, că e mai aproape astea. Dreapta, mai aproape, okay, astea aici două. E mai aproape. Te-am prezentat pe aici. Felul următor, vezi că mai am aici un hambar, o chestie, o... Ia uite aici. Știu, dar n-a fost un pic în lene să... Da, am avut la alegere. Aia, știi, hambar sau casa aia mare? Am preferat casa aia mare. Cred că mai bine la hambarul. Da, oricum aici nu-i tare mult de lucru. Numai că aia ziceam, știi, să nu sărim direct în partea aia. Las că văd eu. Bă, da, asta e altă casă. Nu-s două case numai și hambarul ăla. Așa, așa un pic. A, nu, asta e... Mă, crezi că nu mă uitam niciodată la casa asta în partea asta? Mă gândeam că e altă casă. Bă, arată mișto asta, putea Cosma, dar pe mine efectiv, mă doare creierul cum e la aia. Sunt prea multe detalii pentru mine. Și... Oricum, cum ai zis și tu, casele astea sunt atât de mici încât poți să le faci ceva așa într-un live, cred că pe toate. Stai, stai. Cârpim. Asta a fost bune. Da, și în partea asta, nu știu, mai zicea Cosmo de ceva. Stai, te-am pierdut, nu? În portul ăsta aici, asta micuț. Mai zicea Cosmo de ceva detalii, dar cred că o să-l las pe el, că n-am nici ceva idee ce ar mai merge pe aici. Ce detalii? Că mi se pare deja încărcat, adică poate e perfect încărcat, așa cum e. Încărcat e tot ce trebuie, așa mi se pare. Da, da, trebuie să mai fac ceva, trebuie să mă pun într-o zi să fac farul ăsta. Bine, să-l construiesc pe oricum. Da, da, să-l văd acolo, că parcă mă zgrie loc când văd doar insula aia făcută și rămas așa. De izbeliște. Exact, în partea asta, să le arătăm și la oameni, care era de piatră, cu toți copăcii ăștia de pe lângă, deci multă, multă vegetație și probabil pe live-ul de duminică o să vin pe aici și o să termin de adăugat lumini și pe lângă lumini și niște tufișuri, niște bomil, tot ce trebuie. Și după, Darkule, de ce te-am adus până aici, așa. Am zis că astăzi ar merge să facem și noi portul ăsta comercial. Adea și un lucru, cum se pare, uite, așa pe aici, cu zidul, cu... Frumos, îmi place, mi-ai folosit tehnica, îmi place. Da, păi am zis să fie ca și în sezonul anterior, să fie aici un zid, pentru că altfel nu aveam arată cum mișto, să... ideea asta de ziduri, așa, nu știu, chiar îmi place. Nu știu de ce. Bă, da, mai ales că nu puteam să las să vină dealul până acolo. Să aia, da. Puțin spațiu. Eram așa că, știi că te-am lăsat în pace, atunci... Da, mă rog, hai ne apucăm pe treabă și lasă. Ce, vrei zici colțul ăsta sau ce? Nu, lasă. Zic mai târziu. Hai la treabă. Ok. Hai la treabă, hai să aranjăm atunci portul ăsta. Nu, bun, și după... Așa, o scurtă pauză publicitară de la Spawn. Să zicem așa. Am venit până la zona de minigame-uri, pentru că știți că s-a terminat concursul ăla șmecher. Vreau să văd dacă am câștigat. Pentru că eu zic că am câștigat, nu știu. Eu zic că am pe locul 1, pentru că, na. Nu că mă laudă, că sincer am mai arătat că am putere cel mai faine. Adică, na. Sau măcar să fi câștigat și noi ceva. Dar mai întâi ne-a anunțat și că putem să... What the fuck, cu ce culoare a scris pe astea? Să venim să ne luăm diamantele de aici. Să ne le luăm înapoi, pentru că, na, cine n-a câștigat, poate să-și ia diamantele înapoi. Așa, cu dark, cu dalea, cu chestii, bam, le transformăm. E un crafting table pe aici. Uite aici. Le facem, uite, așa, frumos. Nu, de altea nu vreau să am numele pe ele, că vreau să mai stachează cu restul. Am pe aici câte două chestii, câte două, dar din astea am de toate pe aici, asta nebi. Nu asta. Asta, safe. Punem aici, mai avem încă vreo 4 diamante, 4 blocuri de diamant pe undeva până, nu mai știu, chest. Pe undeva pe drușul, că știu sigur asta. Și hai să vedem ce am câștigat din partea asta de aici. Avem și un pigment pe aici. O piglin. Bă, încă nu m-am învățat cu numele astea. Bun, și avem aici pe Neacolpir parcela numărul 1, care... bine, ci trebuie, nu știu unde sunt premiile și astea, adică... Na. Aici... Papucin! Am câștigat mă ceva! Ce? E ceva acolo la tine? Stai așa. Stai că vin acum. Ia zi. Ce e, mă? Ce puțin?
Hello, hello, hello. Cer renumărarea voturilor. Bă, cum să ieșim pe locul 2? O casă așa fantastică, cu papucel aici, singurii oameni care am avut animal. Bine, a trebuit să fac cu animal de companie, că altfel nu făceam, dar cu animal de companie, cu jucării, cu chestii. Bă, bun, dar măcar, hai să vedem ce am câștigat. Am aici niște lanterne, atât bune. S-a gândit bine șmenică, că sigur ea l-a făcut premiile, că o să mai avem nevoie de lanterne pe la bază. Niște emeralde, un stack de blocuri corect. Tot în emeraldele noastre, dar așa, un beacon, încă o elitra. Deci acum avem 4 elitra și trebuie să mă duc să repar două perechi, că sunt făcute praf. Niște morcovi, niște rachete of Flight Duration 2. Nu știu cum să-mi fost schiupalea și item frame-uri. Păi nu știu cine știe ce astea, dar hai să închidem ușul lui papucel. Are alt închisă, ok? Oricum, e foarte interesantă chestia asta, mie nu chiar îmi place, adică deschizi asta așa, bam. Da, intri așa, bam, 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 te treci pe sub masă și toate cele. Sunt curios dacă, că cei trebuie nu m-am uitat neapărat la video, nu m-am uitat cap-coadă și nu știu dacă cineva din băieți a făcut chestia asta, gen să intre pe sub masă sau să vină de la papucel la acolo, să vină în casă, opa. Bun, așa, dar oare scrie pe undeva care au fost punctajelor, fi vreo carte ceva, că știu că de obicei băieții, cel puțin din sezonul trecut, a avut ceva cu cărtici, că... E sunt curios și ce notă am luat, dar am luat locul 2. De menii nu l-aș pune în discuție, chiar... Na, e mai greu așa să îl pui în discuție. Cred că câștig... Sau poate Culpir a câștigat și Culp... Nu știu, scrieți-mi voi în comentarii cine au câștigat ce și cum. Sau mai e cineva pe aici? Uite și Dani, hai să tragem cu ochiul. Nii mă, Dănuțu a câștigat, mă. Ce-i drept? Și alu Dani e faină, căsuța, și alu Cipri. Mă, toate sunt jmechele pe felul lor. Fiecare casă are ceva aparte. De... Na, eu am acoperit ăsta mai rotund. Și toate cele. Sunt curios de nenea Sky ce părere a avut despre toate astea și pufulete. Pufulosul nostru. Pufulețul nostru, că na. Sunt curios ce părere a avut ei despre acoperișul ăsta așa rotund. Mă, chestia asta cu acoperișul rotund, că nu cred că v-am povestit atunci. Faza asta cu acoperișul ăsta rotund... Sunt un fel de niște case după undeva până în Norvegia, ceva cabane în Norvegia, nu mai știu unde am văzut ideea asta de acoperiș pentru casă, pentru o cabană. Și am zis, bă, hai să pun în aplicare, că am stat pe Insta într-o zi și am văzut chestia și parcă mi s-a părut interesant. Și am zis, bă, hai să punem. Și da, așa a ajuns. Bun, hai să ne întoarcem noi acum la treabă, la spawn. L-am lăsat pe șmenic acolo să lucreze singur și ne ia la bătaie acum, naibii. Bă, ce acolo jos? Da, e. Fac levitații pe lanțuri. Ok, stai pe un lanț, am înțeles. Dar pe ce stăm? Ei, pe niște lemne. A, pe macara, ok. Ei. Așa. Deci, oameni faini, ne-am distrat puțin pe aici și am terminat cariera de piatră. Adică singurul lucru pe care mai trebuie să-l adăugăm ar fi ce ridică de acolo. Și avem deci un palet aer, acolo și aer, un palet aer, jos. Aer. Un palet sus, un palet jos și am cam rezolvat toată treaba. Și e gata cariera. Plus, în partea asta, portul comercial e gata ca formă. Mai lipsesc niște drumuri și detaliile. Adică să vină așa cu sprus, pam, pam și o grămadă de butoaie, de pumpkin, de melon, deci, de uite câte crafting table-uri am craftat aici. 3. Ești bun. E forță atunci. La fiecare porn mi-am făcut câte unul. A, e bun. Păi avem 3 docuri unde o să vină... În fiecare doc câte o corabie. La fiecare doc câte o corabie. Arată bine. Poate ar mai merge câteva chestii adăugate pe aici, dar nu știu ce exact. Uite-o testos. Nu știu. Da, avem și testoase. Și le-am făcut de vreo 24 de blocuri. Cam aia. Parcă da. Parcă da. 24. Ce să fie foarte mari și sunt capă corabile alea. Darkule, mă doare inima când mă gândesc că o să vină 3 corabii aici, pe care o să le fac și încă 2 gigantice la bază la mine. Și bine că nu mă ocupiră corăbii. Nu faceți niciodată porturi, corăbii, nu. Eventual, bărcuțele alea au fost ok de acolo. Dacă îmi vin vorba de astea mari, vai, doare. Nu de alta, dar e migăloasă treaba. Pentru că vine forma aia, după aia vin scări, după aia vin slaburi, după aia... O să vedeți, nu vă zic de pe acum, plângem noi după. Bine, eu plâng vouă, o să vă placă ce iese. Și Darkule, ce dată e mâine? Sau ce dată e astăzi atunci? Da, mâine e 10. Așa, mâine e 10 sau 11, pe acolo. De ce? Da, mâine e 10. Bun. Hartă.
10.04.2021. Treaba e în felul următor. Nu știu cât ai fost pe aici, dar am făcut o hartă în fiecare lună pe ziua de 10. Și pentru că astăzi clar nu o să mai lucreze nimeni pe aici, o să facem harta pentru luna aceasta. Să vedem așa micul progres. Și atunci, schema ar fi în felul... A, da, și un lucru. Ce observ schimbat pe aici, în partea asta, între timp, până... Ai scos drumurile. Exact. Am curățat toată zona asta. Am uitat să le arătăm la oameni. Fii atent, deci ai curățat zona, dar n-ai fost în stare să schimbi și asta de aici. Dar pe asta oricum o să fie schimbat în momentul în care... Oricum trasăm și vedem dacă o să fie schimbat. Ce sens are să-l schimb acum cu grass block-uri când poate după aia o să fie stone, ha? Ia zi. Adevărat și asta. Da, vezi, nu lucrăm de două ori, lucrăm o dată și bun. Așa, da, și atunci, așa. Hai să facem, să ne punem pe treabă și să vină... Stai că momentan eu o să le copiez, știi, și după aia vedem. Că după aia trebuie să le și, de fapt, să bloca... Ai. Pe asta sunt blocate, bă, trebuie să mergem să-l luăm. Da. Dă și mie hărți. Dă și mie. Dau și ție hărți, dar stai să vedem cum facem atunci. Ca să nu mergem în aceeași parte, da? Da, unul ar trebui să le... Avionul. Hai, du-te. Încarcă 3, vin în partea asta, le pui. Merg mai sus, iar încarci 3, iar le pui. E cam gol pe aici, da. Da. Merge. Încărcă. Da, în partea aia e mai gol. Oricum o să vină harta mai mare, adică harta o să fie undeva la 5x3. Așa, ok. Dar chiar un lucru, dacă eram inteligent, luam eu glass pane-urile astea de pe aici, pe care nu le mai găsesc. Aici, așa, perfect. Și facem o schemă. Pentru că eu trebuie să-ți iau acum toate hărțile și să le blochez. Da. Așa. Îți... Cred că asta e ultima. Bun, ia să vedem. Fați. Că n-are sens să vin să chestii după 10.000 de ori. Aflăm. Și sunt foarte curios cât de mare o să fie diferența într-o lună în care am lucrat serios aici. Deci chiar am lucrat mega. Hai să vedem, le nimerește? N-ai nimerit-o. Mai jos. Așa, bun. Și acum o să-ți iau pasta, Și o să le mai și blochez așa puțin, cât de cât să fie. Stai că bag eu somn. Bagă tu somn, stai și cum. Așa, și ultima piesă care completează puzzle-ul, Darkule. Pe care nu am. What? Bă, nu. Sau? E pe apă. Ok. Acolo n-am mers. Uite o pisică. Mă gândeam. Uite-l pe Dani. Vine și Dani pe aici. Este așa? Hat. Cred că asta e. În teorie, bine. Sper că le-am blocat pe toate. Numai bine le scoți și te uiți să vezi exact. Ba da. Asta făceam acum până vii tu. Și uite, așa măcar vezi că ți-am... Așa. Bun, toate sunt blocate și acum s-o blocăm și pe asta să fim siguri de o treabă. Și am rezolvat, Darkule. Am rezolvat și harta. Și dă și mie hărțile înapoi. Sau pune-le înapoi aici. Sau ce ai greșit, ia zi-mi. Nu, mă uitam așa diferența. Acum eram, mă gândeam, stai că să vezi că o greșit ceva. Nu e, da, păi nu e mare diferență. Adică într-o lună am făcut toată insula asta pădurarului. Da, mă, partea ce interesant asta... că nu se vede insula de cu portalul, nu e pe ăsta. Da, nu, de asta ziceam că o să vină de 5x3 la final. Da, aia finală. Da, e portul ăsta așa gigant. Hai că nici nu e mare diferență, adică... Deloc. Și cred că pe luna viitoare terminăm cam așa zona asta toată. Cred că avem și castelul pe luna viitoare. Ar fi ceva să avem și castelul. Oricum, eu zic că terminăm până în iunie, la final de iunie maxim, fai, lejer.
sau nu, în 10 iunie, când vine într-un fel ultima hartă, ceva de genul. Mhm. Deci, eventual mai vine încă una după. Uite, bă, vezi, uite, am încărcat-o perfect, uite, 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 na, na, uite, 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 colțul ăla. A, aici? Îl vezi? Colțul ăla, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu l-ai încărcat, nu că nu știi. Dar uite, vezi că și asta e la fel. Păi da, că nu l-ai încărcat. Două luni. Stai că asta e aceeași hartă. Mă lasă, nu mai contează. Leneșule. Da, așa. Păi nu, păi dacă n-am făcut nimic, la ce să... Am copiat hărțile. Adevărat. Bă, da, bun, uite câtă diferență într-o lună, să nebi. Păi dacă ne-am pus și am muncitorit, îți dai seama. E mișto să văd turnurile alea, să nebi. Așa un pic de maro acolo, random. Da, e șmecher. Stai să vezi ce șmecher o să fie după ce terminăm tot. Da, trebuie doar ce catering arată. Așa că aici ți le arată deschise. Vezi? Ah. Da. Asta e nou. Asta e nou. Zici că e tras aripioare. Așa, stai că ar trebui să unesc astea aici și după aia aici să mai vină încă o piață și... Câte chestii zi făcut. Da. Deci albul ăsta ce mai trebuie să fie? Albul ăsta e piața. Ah, ok. Deci aici o să vină piața și aici sunt niște căsuțe. Mă crezi că până l-am văzut albul ăla pe gen direct? Nu m-am uitat așa părat, Lena, pe acolo. Las că nu, păi da, nu m-am uitat, naibii. N-am băgat în seamă chestia aia. Mă gândeam să mai vină și în partea asta, deci să unesc cum ar veni drumul ăsta cu ăla și aici să mai vină încă o piață, ceva așa mai micuț. Mai... Da, vedem, oricum, vedem. Că piețele astea oricum o să le fac eu. Deci cam mai ar fi. Bun, Darkule, acestea fiind spuse, eu o să te părăsesc, mă duc până la bază, că mai am niște treabă pe acolo. Așa bine, că îți urez o seară în continuare. O seară, așa, bine, așa. Bine. Să fie primit. Succes, pa, mă, și acum că Blue ne-a părăsit și toate cele, mă, sincer, arată șmecher rău de tot astea. Chiar arată interesant. Tot ce înseamnă clădiri, chestii, manevre, socoteli. Toate astea arată foarte șmecher și o diferență enormă. Bine, am înțeles, pe Martin nu prea s-a lucrat cine știe ce și chestii, dar... Totuși, mă, e o diferență destul de mare. Nu știu ce chestia e mova acolo. Cred că sunt șulcăre. Cred că și ale șulcărele mele sau ceva. Oricum, uitați-vă câte șulcăre avem pe aici adunate și toate sale noastre. Și am găsit un cap de ghest pe Nether. Ce mișto arată. Știi că sunt o fantomă, nu știu. Și chestii. Dar, mă, fraților, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Știu că mare parte... Bă, azi, ziceam eu inițial că azi facem și noi frumos pe aici... cum zice... pe aici, chestii pe la bază, pe la astea, dar no, aparent dacă a venit și Blue, hai, bă, hai să lucrez pe aici și asta e. Cred că video ăsta apare pe la mine pe undeva pe vreo luni, deci bănuiesc că duminică, cred că ați fost pe live-ul de Băpăreaslă, nu știu, bănuiesc, dacă nu, îl găsiți pe canal acolo și pe mine mă găsiți de luni până vineri pe Twitch de la ora 6, dacă vreți să vedeți și altceva în afară de Minecraft, de la Darkul vostru preferat. No, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, până data viitoare, aveți grijă de voi, la revedere!